Asociația Global Human Recovery a fost înființată în anul 2011 și are ca scop recuperarea umană prin cultură, prin întoarcerea la valorile autentice și asumarea responsabilității de a coexista în respect și rezonanță, atât cu propria ființă, universul interior, cât și cu macro-universul de origine. Activitatea asociației cuprinde acțiuni de promovare a artei, muzicii, literaturii, dar și de inițiere și susținere a tinerilor talente, generatoare ale unui val de cultură autentică. Primul proiect cultural al asociației s-a intitulat Apă de ploaie. În 2016, Global Human Recovery are ca linie directoare cultura, în toate formele ei autentice și valoroase. Atitudinea culturală este reperul în funcție de care Global Human Recovery își organizează și susține întreaga activitate. În 2016, vom avea 5 festivaluri naționale, la cele 4 adăugându-se al 5-lea Dor de Munte, care se va ține în satul Peștera, Comuna Măiciu, sus pe un vârf de munte. În 2016, Global Human Recovery lansează un nou proiect, Superbox. Supervox este un proiect național gratuit adresat copiilor și tinerilor, proiect care își propune să reformeze mentalitatea soliștilor referitoare la cariera muzicală, producție, producător muzical, promovare, valoare, profesionalism în muzică, modele de artiști, vedete și media, actul artistic și scena, competiția cu sine. Supervox propune câte un spectacol pe lună în care vor evolua câte 6 soliști selectați care în prealabil vor beneficia de cursurile gratuite oferite de Global Human Recovery, canto, prezență scenică, etică și morală în artă și muzică, producție completă audio și video, împrospătarea repertoriului, negative, originale, etc. În luna decembrie va avea loc Gala Supervox cu invitații speciali, cu momente de muzică și show, cu scheme inedite de duet, grup ale soliștilor Supervox. Tot în 2016, Global Human Recovery a înființat grupul Bravo, compus din cei mai talentați tineri selectați din proiectul Supervox, grup de divertisment care promovează un conținut valoros în spectacolele pe care le va susține în țară și în străinătate. Din tot ce am, nimic nu mi-aparține, am totul în 21.